spun bună seara și pacea Domnului în această ocazie. Suntem viși și sănătoși prin harul lui Dumnezeu. Sunteți un răspuns la rugăciunile mele prin faptul că vă aflați în locul acesta. Asta înseamnă că Dumnezeu a fost bun cu noi, ne-a păstrat viața în trupurile noastre și suntem gata ca și în această ocazie de seară să deschidem Cuvântul Vieții, Cuvântului Dumnezeu. Amin! Am spus și dimineața aflându-mă în locul acesta, nu știu cum să zic dacă e de bine sau de rău, pentru că vremea s-a răcit din nou. Cineva mi-a spus frate Andrei e de bine, pentru că dacă se încălzește, începem din nou cu activitatea și din nou începem și robotim de dimineață până seara. Însă mai avem zile de har, în sensul că putem să ne aplecăm mai mult asupra celor sfinte în ocaziile acestea pe care le avem. Împreună. Și vreau să vă reamintesc, suntem în continuare iarna. Suntem în luna februarie, pe drept suntem în continuare iarna. Totuși dorim ca Dumnezeu să ne încălzească sufletele noastre în această ocazie, deschizând cuvântul lui Dumnezeu. Amin! Spunem un bun venit oaspeților noștri, cei care sunt pentru prima dată în mijlocul nostru, poate. Spunem în același timp un bun venit celor care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare, oameni din toate colțurile lumii. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Și împreună să fim adunați în jurul Sfântului Cuvânt și în această ocazie de seară. Amin. Mesajul nostru din această seară poartă titlul Costumul Satanei. Costumul Satanei. Și veți înțelege de ce am ales acest titlu pentru mesajul din această ocazie. Aș vrea din toată inima să aveți Biblia deschisă, îi invit și pe cei care sunt în fața telefonului, în fața calculatorului, în fața laptopului, să deschideți Biblia, pentru că în aceste ocazii nu ne întâlnim pentru a asculta cuvinte umenești, ci noi suntem în locul acesta pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune când Dumnezeu vorbește, omul trebuie să, să tacă. Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. În același timp, înainte de a deschide cuvântul, am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă nu ați închis telefoanele mobile, aveți posibilitatea să o faceți acum. Nu știu dacă ați observat, însă exact în momentele cele mai importante ale mesajelor trebuie să sune un telefon. Și nu vreau să, mă, să vă supărați pe mine, însă vreau să închideți telefonul mobil. Veți descoperi că nu moare nimeni. Veți supraviețui și veți fi în siguranță fără telefonul mobil preț de timpul acesta pe care noi îl petrecem în jurul Cuvântului Dumnezeu. Așa că vă rog din toată inima și cu respect, închideți telefoanele mobile astfel încât să nu deranjăm pe cei care ascultă din toată, din toată inima. Aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în Geneza la capitolul 2. Mesajul nostru, costumul satanei. Geneza, capitolul 2, vrem să citim împreună de la versetul 16 și versetul 17. Geneza, capitolul 2, de la versetul 16 și versetul 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca, aceasta. Aici citim despre o declarație pe care a făcut-o Dumnezeu înainte de căderea omului în păcat. Și vreau să observați cu atenție în pasajul pe care noi îl citim că înainte ca omul să cadă în păcat, Dumnezeu i-a dat omului o poruncă prin care dorea să testeze ascultarea lui. Priviți ce spune Biblia. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Întrebare. A cui era vocea celui care a dat această poruncă? Cine vorbea aici cu omul? Dumnezeu! Deci vocea lui Dumnezeu s-a auzit și a spus să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, căci în ziua în care vei mânca, vei, vei muri. Haideți să citim Geneza 3 cu versetul 4. Geneza 3 cu versetul 4, mesajul nostru, costumul satane. Geneza 3 și citim de aici versetul 4. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu a spus, glasul lui Dumnezeu a spus, în ziua în care vei mânca, din pomul cunoștinței binelui și răului, ce se va întâmpla, vei muri negreșit. Biblia ne prezintă aici șarpele cel vechi, înșelătorul. Biblia ne spune că prin glasul său s-a auzit o solie contrară soliei lui Dumnezeu. Și el a spus, hotărât că nu veți muri. Iar omul a fost chemat să aleagă în situația aceasta de ce voce să ascultă. De vocea lui Dumnezeu sau de vocea acestui înșelător care s-a folosit de șarpe pentru a aduce această minciună, o minciună care mergea în directă contradiție a adevărului care a fost dat de Dumnezeu. Deci, la început, omul a trebuit să facă o alegere doar din două, două căi, am putea spune. Și vreau să vă spun, situația nu s-a schimbat în ziua de astăzi. Sunt doar două opțiuni care ne stau în față. Pentru cei care vă luați notițe dumneavoastră, aș vrea să deschideți Biblia în Matei la capitolul 12, versetul 30. Matei capitolul 12, versetul 30, Biblia ne spune astfel. Cine nu este cu mine, ajutați-mă dumneavoastră, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, Biblia ne spune, risipește. Observați, la Dumnezeu nu există cea de-a treia categorie. La Dumnezeu nu există poziția aceasta neutră, gri sau cum ne place nouă să spunem, poziția aceea de a sta pe garn cunosc ambele căi, dar eu am să mă hotărăsc în cele din urmă unde vreau să merg, de o parte sau de alta. Înaintea lui Dumnezeu există doar câte căi am spus? Două căi. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești împotriva lui Dumnezeu. Și această opțiune este pusă în fața omului chiar și în aceste zile în care noi trăim. Ori ascultăm de glasul lui Dumnezeu, ori ascultăm de glasul Celui rău. Ori ne închinăm lui Dumnezeu, ori automat, dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu, ne închinăm cui? Celui ne închinăm celui rău. E clar lucrul acesta? Am vreau să fiți foarte atenți, pentru că dorim să punem o temelie pentru ceea ce învățăm și în această seară. Atunci când un om alege să se închine lui Dumnezeu, închinarea aceasta se face în mod direct. Cum am spus că se face această închinare? În mod direct. Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu mai profund, mi-a plăcut foarte mult sportul. Și unul dintre sporturile pe care le-am practicat a fost basketul. Și datorită acestui sport am ajuns și la înălțimea aceasta de oameni care, despre care se spune că avem picioarele în apă. Este adevărat că am copilărit la Constanța, dar nu de asta am ajuns atât de înalt. Ce în mod special, datorită sportului pe care l-am practicat. E bine, în basket, cred că măcar o în viață ați văzut o curte sportivă și vă imaginați ce înseamnă basketul. Este sportul acela unde trebuie să arunce o minge și să intre în, în coș. Ei bine, există mai multe procedee de a băga mingea în coș. Însă, există un procedeu care prin ricoșeu, prin ricoșeu poți să bagi mingea în coș. Adică este un pătrat acolo pe panoul acela, un pătrat desenat și dacă știi să o chești bine, dacă știi cum să arunci mingea, lovind în panou poți să bagi mingea unde? În coș. Și acela este un punct care este măsurat în cadrul unei competiții sportive. Repetăm încă o dată ceea ce spun. În momentul în care noi ne închinăm lui Dumnezeu și alegem să ne închinăm lui Dumnezeu, închinarea pe care o dăm noi lui Dumnezeu, o dăm în mod direct. Când alegem să ascultăm de vocea lui Satan și să ne închinăm lui Satan, o putem face și indirect. Sau, dacă aș folosi termenul acesta, prin ricoșeu. Dar în cele din urmă ajungem la același rezultat, tot lui Satan ne închinăm. Și de aceea este obiectivul nostru în această seară, ca să vă dovedesc cu Sfintele Scriptură, că oamenii care se închină la idoli, Îngerii, sfinți, oameni, icoane, etc., de fapt și de drept, ei se închină diavolului. Repet încă o dată, ca să fie foarte clar mesajul nostru, și veți vedea că este cristal din Cuvântul lui Dumnezeu. Când noi alegem să ne închinăm lui Dumnezeu, o facem în mod direct că noi alegem să ne închinăm diavolului chiar dacă nu ne dăm seama gândindu-ne că noi ne închinăm de fapt lui Isus. Dar alegem să avem idoli, imagini, îngeri, oameni, mașini, etc. în fața noastră, de fapt în spatele acelei închinări se ascunde diavolul. Mesajul nostru, costumul satanei. Pentru toți creștinii din întreaga lume, pentru toți acei oameni care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și nu numai, Biblia este o carte închisă și de neînțeles dacă noi nu înțelegem mai întâi începutul marii lupte dintre bine și rău. Vreau să vă spun, dacă oamenii ar înțelege începutul marii lupte dintre bine și rău, începutul luptei acolo sus, în cer, în univers, oamenii ar ajunge la alte concluzii decât concluziile pe care le au astăzi. Și de aceea este interesul nostru, iubiți prieteni, frați și surori, în Domnul Isus Hristos, este obiectivul nostru în această ocazie ca să înțelegem cu privire la ce a fost marea luptă dintre bine și rău sus în ceruri, cum s-a mutat acea luptă din ceruri jos pe pământ și cum se va încheia marea luptă la sfârșit în aceste zile din urmă. Pentru că dacă pierdem din vedere începutul, noi nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă noi avem în pământ rădăcinile unui măr, ce fel de fructe vom avea în copac? Vișine? Mere. Dacă noi avem în pământ rădăcinile unui păr, ce fel de fructe vom avea în copac? Gutui? Pere. Ei bine, dacă noi am înțelege rădăcinile marii lupte dintre bine și rău, înțelegeți că copacul acesta al luptei dintre bine și rău este în conformitate cu rădăcina Conceputului? Cu înțelegeți lucrul acesta? Mergem în Apocalipsa la capitolul 12. Mesajul nostru, costumul Satanei. Și aș vrea să vedeți acest spirit de fățărnicie. Aș vrea să vedeți. Frații și surorile mele, prietenii mei, am vrea să vedem măștile sub care se ascunde Satan în lumea de astăzi, ba chiar în lumea creștină. Și cât de mulți oameni sunt înșelați, unii dintre ei oameni sinceri, dar sinceri, greșiți. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu ține seama de vremurile de neștiință. Și atunci când vine lumina din partea lui Dumnezeu, noi avem posibilitatea să ne pocăim. Amin? Priviți ce spune Biblia. Mergem în Apocalipsa la capitolul 12 și vrem să citim de aici versetul, de la versetul 7, unde este prezentată această imagine a luptei din cer, începutul marii lupte dintre bine și rău. Spune Biblia așa, și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu cine? Cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Întrebare pentru noastră mergem pas cu pas metodic. Câte grupe au fost angajate în război sus în cer? Două grupe. Mihail și îngerii lui, ajutați-ne dumneavoastră, cine? Balaurul cu cine? Cu îngerii lui. Și în conflictul acesta, Biblia ne spune cine a biruit. Și dați-mi voie să vă spun, Biblia ne spune cine și va birui la sfârșit. Priviți ce spune cuvântul mai departe. Versetul spune așa: Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat unde? pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Deci în conflictul acesta dintre Mihail, îngerii lui, Balaurul și îngerii lui, a ieșit biruitor cine? Mihail. Și Balaurul cu îngerii lui au fost aruncați din cer. Haideți să vă arăt din Biblie că Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost cel care l-a aruncat pe diavol din cer împreună cu îngerii lui. Mergem în Luca la capitolul 10. Luca, capitolul 10. Luca, capitolul 10. vrem să citim împreună din cuvântul lui Dumnezeu. E pe măsură ce deschidem cuvântul, am un sfat și pentru cei care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare. Există tendința că atunci când cuvântul lui Dumnezeu este rostit să ne luptăm. Am citit câteva dintre comentariile pe care oamenii le postează pe măsură ce mesajul este prezentat și mă întreb unde le este mintea oamenilor când folosesc cuvintele pe care le folosesc în comentarii când cuvântul lui Dumnezeu este rostit. E adevărat că noi putem opri pe oameni. Sunt zeci, sute, mii de oameni care urmăresc. Dar vă dau un sfat. Lăsați-l pe Dumnezeu să vorbească și luați aminte, ascultați. Și dacă este ceva ce nu e în conformitate cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu să vă dea înțelepciune să faceți altfel. Dar dacă vorbim în timp ce Dumnezeu vorbește, s-ar putea să nu înțelege nimic. Amin? Ia ascultați ce spune Biblia. Luca, capitolul 10, vrem să citim împreună de la versetul, de la versetul 17. Cei 70 s-au întors plin de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Versetul 18 acum. Iisus le-a zis, am văzut pe satana căzând ca un fulger de unde? Din cer. Vă aduceți aminte de unde spune Biblia că a fost aruncat balaurul? Din cer. Și Domnul Hristos spune, eu am fost acolo când Lucifer a fost aruncat de unde? Din cer. Acum, recapitulăm. Câte grupe s-au angajat în război în cerul la început? Două. Două. Și Biblia ne spune așa, Mihail și îngerii lui o tabără și balaurul și îngerii lui. Acum este foarte important să înțelegem un lucru. La început, Biblia ne spune că toți îngerii care au fost creați au fost creați la porunca lui Dumnezeu. Îngerii n-au fost creați de Balaur. Îngerii au fost creați toți de Dumnezeu. Mergem în cartea Psalm la capitolul 148. Psalmul 148 și citim de la versetul 1. Haideți să vedem cine a creat toți. Îngerii. Psalmul 148 și citim de la versetul 1 la versetul 5. Psalmul 148 vreau să citim de aici să vedeți clar că îngerii sunt creatura lui Dumnezeu. Biblia spune astfel. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor. Lăudați-l în locurile cele înalte. Lăudați-l toți îngerii lui. Cine să laude? Îngerii lui. Lăudați-l toate oștirile lui. Lăudați-l soare și lună. Lăudați-l toate stelele luminoase. Lăudați-l cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri. De ce să te laude, Doamne? Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Deci când Dumnezeu a creat îngerii, Îngerii au fost creați ca urmare a poruncii lui Dumnezeu. Cât ați înțeles până aici că toți îngerii au fost creați de Dumnezeu? Mâna sus. Ați înțeles lucrul acesta? Acum vreau să gândim. Pentru că religia Bibliei este o religie a bunului sens. Religia Bibliei ne pune mintea în mișcare. Acum, dacă Biblia ne spune că Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și îngerii lui, asta înseamnă că ceva s-a întâmplat în ceruri de o parte de îngeri, ba chiar a treia parte din îngerii cerului s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu. Acelui Dumnezeu care i-a creat și s-a unit acum împotriva lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat din ceruri? Ce cutremur a avut loc în ceruri? Ce zguduire a avut loc în ceruri de îngerii care, cândva, găseau bucuria să stea lângă Dumnezeu, au trecut de partea balaurului. Mergem în Apocalipsa la capitolul 12. Apocalipsa, capitolul 12, și vrem să citim împreună de aici, de la versetul 3. Apocalipsa 12, de la versetul 3 și versetul 4. Biblia ne spune, și în cer s-a mai arătat un alt semn. Iată s-a văzut un mare balau roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. Versetul 4. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca unde? La pământ. Uitați-vă cu atenție în pasaj. Ce a folosit balaurul pentru a trage de partea lui a treia parte din stele cerului. Uitați-vă cu atenție în Biblie. Ce spune Biblia că a folosit? Coada. Acum, folosindu-și coada, deci dacă eu trag, uitați-vă, aici este Biblia, da? Aici este Biblia. Eu trag Biblia cu mâna la mine. Asta înseamnă că eu am mutat poziția acestei Biblii. De aici am adus-o unde? la mine. Biblia ne spune că balaurul a folosit coada și cu coada sa a tras Adică le-a mutat poziția, i-a zguduit, a avut loc o separare în cer, i-a tras de partea lui a treia parte din ce? Din stelele cerului. Dar stelele acestea despre care vorbește Biblia nu sunt stele de pe cer, ci sunt un simbol al îngerilor care au fost trași de partea lui Satan de partea lui Lucifer împotriva lui Dumnezeu. Haideți să dovedim din Biblie. Mergem în Apocalipsa 1 cu 20. Stelele în Biblie sunt un simbol al îngerilor. Apocalipsa, capitolul 1, și vrem să citim de aici, de la versetul 20. Priviți ce spune Biblia. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta a mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele, ajutați-vă noastră, sunt îngerii cui? Celor șapte biserici. Deci, stelele reprezintă îngerii. Când Biblia ne spune că Balaurul a folosit coada ca să tragă a treia parte din stelele cerului, de fapt a tras a treia parte din îngerii cerului. Și iată, observăm cum în ceruri au fost formate câte grupe. Două grupe. Când mă duc la piață, este un magazin în orașul nostru, aproape de școala misionară Gheorghen și este un magazin celebru în România, Kaufland. Și în Kaufland sunt multe rafturi, da, cu diferite produse. Și la secțiunea de uh, tomate, suc de roșii, ketchup și așa mai departe, există un ketchup care se numește Tommy, dacă mi-aduc aminte. Și în imaginea sau reclama acestui tip de ketchup este prezentată o roșie cu două coarne, cu o furcă în mână și cu o coadă. Simbolizându-l pe cine? Pe Satana. Însă vreau să vă spun, este departe de ceea ce ne învață Cuvântul Dumnezeu. Și câteodată mă gândesc, câtă satisfacție are cel rău în momentul în care oamenii îl portretizează pe cel rău în felul acesta. Diavolul nu are coarne, prietenii mei. El nu are nici coadă. Stai puțin, frate Andrei, dar am citit că a folosit coada. Ei bine, coada aceasta nu este o coadă fizică, ci coada în Biblie reprezintă minciuna, înșelătoria, decepția pe care a folosit-o el și prin această minciună el a reușit să înșele a treia parte din Îngerii Cerului. De unde știm aceasta? Mergem în Isaia la capitolul 9. Isaia capitolul 9 Vrem să citim împreună de la versetul 15. Isaia, capitolul 9. Și citim de la versetul 15. Ascultați ce spune Dumnezeu aici. Suntem acolo? Dacă suntem acolo, ziceți amin. Ca să știm că suntem acolo. Biblia spune așa. Bătrânul și dregătorul sunt capul, atenție, și prorocul care învață pe oameni minciuni este... Coada. Deci, coada în Biblie este un simbol al minciunii, al înșelării. Iar pentru cei care vă luați notițe, în Ioan 8, cu versetul 44, Biblia ne spune că diavolul este un mincinos de la început. El este numit tatăl minciunii. Deci ce a folosit Satan la început, Lucifer la început, pentru a aduce război în cer, frații mei? Ce a folosit Satan la început? Minciuna. Înșelarea. El a folosit minciuna, înșelarea și îngerii aceia care își găseau bucuria care își găseau plăcerea închinându-se lui Dumnezeu, au fost înșelați de minciunile, ba chiar de predicile lui Satan în urechea lor și au părăsit poziția lui Dumnezeu, cea de-a treia parte din Îngerii Cerului și au trecut lângă Lucifer. Acum, și azi dumneavoastră că în zilele din urmă, Biblia ne spune că în zilele din urmă vom vedea un lucru clar. Mesajul nostru, costumul Satan. Ascultați cu atenție. În 1 Timotei 4 cu versetul 1 Biblia spune așa: Dar Duhul zice lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință și se vor alipi de duhuri înșelătoare, ascultați acum, și de învățăturile dracilor. Deci cu alte cuvinte am putea spune, predica pe care a folosit o satan în ceruri. Pentru a înșela cea de-a treia parte din Îngerii Cerului Va fi folosită și când? În zilele din urmă Coada aceea care a fost folosită atunci O vom vedea folosită și în zilele din urmă Am de zile în urmă eram în Republica Moldova Împreună cu niște prietenii mei ajutam la construcția unui sanatoriu Și clădeam Tencuiam Au fost mai multe operațiuni care au fost făcute atunci Și era, una, era un loc unde în timpul Uniunii Sovietice Ei construiau, cu un, cum să vă spun, imaginați-vă cum sunt cărămizile Niște cărămizi, niște blocuri de piatră Cât este lățimea acestei camere aici Mari Și le-am folosit la zidit Pentru un, un perete am folosit acele pietre Și le-am luat, le-am ridicat cu macaraua le-am ridicat cu macaraua, le-am luat, le puneam, le așezam mai în stânga, mai în dreapta și am folosit noi pentru a crea pereții aceea. La un moment dat, în timp ce macaraua a ridicat una dintre aceste pietre, sub una dintre aceste pietre era un cuib de șerpi. Moldovenii rușii le spun uji, niște, niște șerpe așa de culoare galbenă, verzuie și la un moment dat, când au văzut șerpii aceștia, unul dintre lucrători, tatăl unui prieten de-al meu, imediat s-a ridicat, a luat o bardă, o secură, i-a retezat capul și l-a luat și l-a ținut în mână. Era un șarpe mare. Și a rămas uimit ce s-a întâmplat. L-a luat și l-a pus pe cranga unui copac. Și vreau să vă spun, fără cap, știți ce s-a întâmplat cu șarpele acestea? Se învârtea și se încolăcea în jurul se învârtea, în încul... L-a luat, de pe... Luat de pe crangă și a zis, mă, ia pune aici într-o groapă. Și se strângea în judul Mă gândeam, măi, uite ce imagine. Capul șarpelui a fost drobit de Domnul Isus Hristos la calvar. Călcâiul lui Isus a zdrobit capul șarpelui. Dar coada ei să mai mișcă. Adică minciunile lui Satan, înșelătoriile lui, încă le mai vedem promovate când? chiar și astăzi. Acum, n-ați fi dumneavoastră curios să știți ce predica a șoptit satan în urechile îngerilor în ceruri? Ați vrea să știți ce minciună, ce înșelare, ce a spus el îngerilor de atras de partea lui? E bine, ca să ne dăm seama ce el a predicat atunci în ceruri, e nevoie să înțelegem un principiu din Biblie. Și anume, înainte ca cuvintele să iasă pe aici, ele trebuie să fie aici. Repet încă o dată. Înainte ca cuvintele să iasă pe aici, ele trebuie să fie unde? În? În minte. Mergem în cartea Psalm la capitolul 17. Psalmul 17. Vrem să citim de aici versetul 3. Mesajul nostru, costumul satanei. Și vrem să vedem fețele, vrem să vedem costumele sub care el se deghizează înșelându-i pe oameni. Priviți ce spune Biblia. Psalmul 17, și citim de aici, de la versetul 3. Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Căci ce mi iese din gură, aceea și gândesc. Deci cu alte cuvinte, înainte ca cuvintele să iasă pe buze, sunt mai întâi puse unde? În minte. Matei 12 cu versetul 34. Biblia ne spune astfel, căci din prisosul inimii, continuați dumneavoastră, vorbește gura. Deci dacă satan a folosit minciuna, înșelarea în ceruri, pentru a trage de partea lui a treia parte din îngerii cerului, dacă vrem să știm ce minciună a folosit, ce a vorbit, este important să știm ce el avea în, în minte. Și există un pasaj care ne prezintă planul celui rău pe care îl avea în minte în timp ce se găsea în cer. Mergem în Isaia la capitolul 14. Isaia capitolul 14. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Puțin aici, puțin acolo. Poruncă peste poruncă, învățătură peste învățătură și iată în ce fel cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, devine cristal pentru cei care sunt studenți serioși ai Sfintelor Scripturii. Isaia capitolul 14 și citim de la versetul 12. Ia ascultați ce spune Biblia aici. 12. Cum ai căzut din cer, lucea fără strălucitor fiu al zorilor. Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor. Întrebare pentru mine și pentru noastră. De unde a căzut satan? Din cer. Vreau să vă întreb, eu pot să cadă pe scară dacă nu sunt pe scară? Deci, dacă el a căzut din cer, unde se găsea Lucifer? În cer. În cer. Acum, citim mai departe versetul, versetul 13. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în. Stați puțin. Nu vi se pare că e o problemă? De unde a căzut Satan? Din cer. Și cu toate că se găsea în cer, ce zicea în inima lui în cer? Mă voi sui în. Cer. În cer. Deci el nu era mulțumit cu poziția pe care o avea în cer. El era deja în cer. Pentru că el a fost aruncat din cer. Dar în timp ce era în cer, el zicea în inima lui, mă voi sui în. În cer. Adică el dorea o poziție mai înaltă unde? În cer. Țineți mâna aici în Isaia 14 și vreau să vă arăt ce înseamnă expresia aceasta când cineva zice în inima lui, în mintea lui, mă voi sui în cer. Mergem în Roman la capitolul 10 cu versetul 6. Roman capitolul 10 și citim de la versetul 6. Mesajul nostru, costumul satanei. Nu suntem la circ, suntem la ocazie în care vrem să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, milioane de oameni, miliarde de oameni din întreaga lume sunt înșelați de această coadă a lui Satan. Iar cineva trebuie să le deschidă ochii oamenilor înainte de a fi prea târziu. Priviți ce spune Biblia. Roman capitolul 10 și citim de la versetul 6. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Ia ascultați ce spune Biblia. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, Ascultați ce înseamnă această expresie. Adică să pogoare pe Hristos din cer. Deci, al cui loc îl dorea Lucifer în cer? Locul lui Dumnezeu. El era în cer. El avea o poziție în cer. Vă duceți aminte ce fel de înger era Lucifer, am învățat aseară. Heruvim cu aripile. Întinse, erau îngerii care stăteau cel mai aproape de prezența lui Dumnezeu, dar el n-a fost mulțumit. El a vrut să ia locul cui? Lui Dumnezeu în cer. Ne întoarcem în Isaia la capitolul 14. Isaia 14 și vrem să citim încă o dată de la versetul 12. Cum ai căzut din cerul lui Ceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Ce am zis că reprezintă stelele? Îngerii. El a zis, vreau să fiu conducător peste toți îngerii lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei. 14. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Și cine este cel prea înalt? Cel prea înalt este Dumnezeu. Lucifer n-a fost mulțumit de poziția lui din cer și el a dorit închinarea care aparține lui Dumnezeu. Închinarea care aparține celui prea înalt. Hai să vedem ce reprezintă expresia aceasta cel prea înalt în Biblie. Mergem în Geneza la capitolul 14. Geneza 14 și citim de aici de la versetul 18. Geneza 14 și citim de la versetul. 18. Dacă sunteți acolo, spunem amin. Ia ascultați ce spune Biblia. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Deși cine este Dumnezeul cel prea înalt? Cum mai putem spune? Creator. Dumnezeul creator. Citiți versetul 22. 22. Avram a răspuns împăratului Sodomii. Ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al. Deci, Dumnezeul cel prea înalt este Dumnezeul creator. Acum am o întrebare, nu-i capcană, v-am pus la început. Cine i-a creat pe îngeri? Dumnezeu. 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 Deci cu alte cuvinte, marea luptă dintre bine și rău la început a fost cu privire la închinare. Cine să primească închinare? Făptura, creatura sau creatorul? Ăsta a fost începutul marii lupte dintre bine și rău un heruvim ocrotitor, cu aripi întinse, el a spus, eu cred că vă puteți închina și mie. Și folosind această minciună, el a tras a treia parte a îngerilor după el, împotriva lui Dumnezeu. Și așa a început marea luptă dintre bine și rău. O luptă cu privire la închinare. Ia uitați ce spune Biblia în Roman la capitolul 1. Roman capitolul 1, Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Romani, capitolul 1, și am vrea să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 20. Spune Biblia așa. Într-adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Acum, spune Biblia mai departe, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor, mai departe, într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare, versetul 25, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii, atenție, în locul făcătorului care este binecuvântată în veci. Amin. Biblia ne spune că oamenii care se închină făpturii în locul Creatorului nu sunt în toate mințile. Și unii dintre acești oameni sunt sinceri. Nu știu mai bine. Eu am fost unul dintre aceștia. Eu nu m-am născut cu cuvântul lui Dumnezeu în mână. Și vreau să vă spun, m-am plecat înaintea oamenilor pe genunchi, am sărutat icoane, am sărutat chipuri, am făcut tot felul de lucruri care n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Costumul satanei și în spatele acestei închinări la făptură, prin ricoșeu, oamenii de fapt se închină cui? Diavolului! Una dintre poruncile lui Dumnezeu spune astfel. Spune așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, continuați dumneavoastră. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și interesant că acolo apare cuvântul Dumnezeu cu dămic. Ei bine, Doamne, eu vreau să împlinesc porunca aceasta. Ce ne-a lăsat Dumnezeu? ca să facă distinția între Dumnezeul adevărat și idolii aceștia falși la care se pot închina oamenilor. Care e criteriul de departajare a lui Dumnezeu? Și știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu spune în Biblie, ia adunați toți idolii la care vă închinați. Toți, 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 toți să vină în Toți, toți strângeți-i. puneți -i ei și lângă mine. Eu am o întrebare. Fiți atenți cum întreabă Dumnezeu. Mergem în Ieremia la capitolul 10. Hai să vedem cum se separă Dumnezeu de toți ceilalți așa numiți Dumnezei. Idol falși. Mergem în Ieremia la capitolul 10. Ieremia, capitolul 10 și vrem să citim de aici mai întâi versetul 3. Ei ce spune Biblia. Ieremia 10 de la versetul 3. Ascultați. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Citim chiar de la versetul 2. Așa vorbește Domnul, nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Taie un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și cu aurul și el țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de ciori într-un ogor de castraveți și nu vorbesc. Sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun. Bine, întrebare pentru noastră. Cine făcea acești Dumnezei? Omul. Sunteți de acord? Idolii erau lucrarea cui? Oamenilor. Dar pe om cine l-a creat? Dumneavoastră înțelegeți? Idolii sunt lucrarea mâinilor oamenilor. Dumnezeu spune, nu vă încredeți în ei. Nu vă luați după obiceiurile neamurilor. Pentru că idolii lor sunt ca niște sperietori de ciori. Nu au nici o putere. Dar cine are putere, Doamne? Citim versetul 10. Ia ascultați ce spune versetul 10. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat. Este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Pământul tremură de mânia lui și neamurile nu pot să sufere urgia lui. Așa să le vorbiți. Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui. A întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui. A întins cerurile prin priceperea Lui. Ce criteriu de departajare are Dumnezeu între El și ceilalți Dumnezei? El este Creatorul. Mergem în Isaia la capitolul 45. Isaia 45. Priviți ce spune Biblia aici. Isaia 45 și vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 12. Spune Biblia așa. Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Citim versetul, versetul 18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu. Cine e singurul Dumnezeu? Dumnezeul Creator, care a întocmit pământul, l-a făcut, l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie lecuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Versetul 20. Strângeți-vă! Veniți și apropiați-vă împreună, voi ce scăpați dintre namuri. N-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu sunt eu Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Dumnezeu spune, aduceți toți idolii lângă mine și comparați cu mine. Cine dintre ei poate să spună că a creat ceva? Criteriul de departajare a lui Dumnezeu. Între el și tot ce înseamnă idol fals, Dumnezeu fals, este faptul că Dumnezeu este Creatorul. Psalmul 95. Psalmul 95. Vrem să citim împreună de aici, Psalmul 95, ia ascultă ce spune Dumnezeu. Apoi îmi dați voie să pun un pic degetul pe bubă, pe rana? Știți că dacă avem o bubă, o infecție și nu scoatem infecția, putem să ne pierdem tot piciorul. Știați lucrul acesta? Eu cred că este timpul să lăsăm Biblia să taie, așa cum spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar mai degrabă să taie acum și să scoată Dumnezeu tot ce nu este după voia Lui, decât să așteptăm la sfârșit când va fi prea târziu. Amin? Ia ascultați ce spune Dumnezeu. Psalmul 95, și vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 3. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. De ce? El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea. El a făcut-o și mâinile lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Făcătorului nostru. Cui să ne plecăm genunchii? Acum am o întrebare încă o dată la dumneavoastră. Îngerii sunt creați sau sunt creator? Îngerii. Cum sunt? Întrebare pentru dumneavoastră. Ați auzit astăzi noastră în lumea creștină oameni care se închină la îngeri? Da sau nu? Se închină oameni la îngeri astăzi. Ați auzit, să vă ajut, pentru că sunt lucruri pe care le-am învățat și eu când eram cândva. Ați auzit de rugăciunea, înger, îngerașul meu ce mi te dat Dumnezeu? Ați auzit de rugăciunea aceasta? Este o rugăciune închinată cui? Îngerilor. Acum. S-ar putea ca noi să ne gândim că aceștia nu sunt îngerii celui rău, sunt îngerii lui Dumnezeu. Spune Biblia că noi putem să ne închinăm la îngeri. Da sau nu? Care ar trebui să fie răspunsul fără să mai citim versetele? Nu! De ce? Pentru că îngerii nu sunt nu sunt creatorul. Ei sunt doar ce? Creatura. Dar ca să ne fie clar, haideți totuși să citim câteva versete din Biblie. Mergem în Apocalipsa 22. Apocalipsa 22. Ați auzit de Îngerul Gabriel? Ați auzit de Sfântul Gavril? Ați auzit? Ați auzit de Sfântul Mihail? Și oamenii se gândesc că Mihail este un înger. Când de fapt Mihail este numele Domnului Isus Hristos. M-ați auzit ce vă spun? Dar haideți să vedem dacă acești Îngeri vor închinarea din partea oamenilor. Îngerii sfinți, îngerii care au rămas de partea lui Dumnezeu, vor ei închinarea oamenilor? Răspunsul e categoric nu. Dar haideți să citim din Biblie. 22, Apocalipsă. 22, versetul 8 și 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te cui? Lui Dumnezeu. Deci a fost de acord îngerul acesta să primească închinare? Nu. Mergem în Colosen la capitolul 2. Colosen. O, frații mei, vrem ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă până la margine pământului. Pentru că oamenii au nevoie să fie luminați. Oamenii au nevoie să se gândească dacă ceea ce ei cred este bazat pe Sfânta Scriptură. Dacă ne numim ortodoxi, adevărați, credincios se traduce, atunci haideți să ne punem credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ne punem credința în Cuvântul lui Dumnezeu, veți descoperi că multe dintre lucrurile pe care noi le facem, le facem zadar. Iisus a zis, degeaba, mă cinstiți învățând niște porunci care nu sunt doar decât de datină omenească. Degeaba. Eu vă spuneam că degeaba ar însemna este o pierdere de timp. E o pierdere de timp să mă închin într-un fel care este contrar Scripturii. Coloseni, capitolul 2. Citim versetul 18. Ia uitați ce spune Dumnezeu aici. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui, însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie șartă prin gândurile firii lui pământești. Deci vorbește Biblia că putem să ne închinăm la îngeri sfinți? Nu. Biblia nu spune lucrul acesta. Biblia nu ne învață așa ceva. Bun, îngerii sunt creatură. Vreau să vă întreb, putem să ne închinăm la oameni? La oameni putem să ne închinăm, da sau nu? Nu. De ce? Cine l-a făcut pe om? Dumnezeu. E omul făptură? E omul creat? E creat. Dar ce facem cu oamenii sfinți, zicem noi? Se închină oamenii astăzi la sfinți. Spre exemplu, la Sfântul Petru. Se închină oamenii la Sfântul Petru astăzi? E Sfântul Pavel, Sfântul Petru, Sfântul Dimitrie, Sfântul Ioan, Gură de Aur, etc., 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 etc. Se închină oamenii la oameni. Da sau nu? Haideți să vedem. Dar ei au primit închinarea din partea oamenilor? Mergem în fapte la capitolul 10. Hai să ne uităm la Sfântul Petru, cum ne place nouă să-l numim. Hai să vedem dacă Petru a primit închinarea din partea oamenilor. Fapte, capitolul 10: E câte biserici în țara noastră și în întreaga lume au numele Sfântul Petru. Ia uitați ce spune Biblia. Fapte, capitolul 10: Vrem să citim de aici, de la versetul 25. Dacă sunteți acolo, spuneți amin. Biblia spune așa: Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis. Scoală de. Și eu sunt om. om. L-a lăsat Petru să se închine înaintea lui. Nu. Ce a zis el? Și eu sunt om. Deci, Petru n-a vrut închinare, dar Apostolul Pavel poate. Mergem, în fapte la capitolul 14. E vrem să citim de la versetul 14 și versetul 15. Ia uitați ce spune Dumnezeu aici. De la versetul 8, ca să vedeți contextul. În listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere care nu îmblasă niciodată. Și el și dea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut care credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: Scoală-te drept în picioare. El s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba Licaoneană. Zeii s-au pogurât la noi în chip omenesc Pe Barnabal numeau Jupiter Iar pe Pavel Mercur pentru că mânia cuvântul Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății Au adus stauri și cununi înaintea porților Și voia să ne aducă jerfă împreună cu noroadele Apostolii Barnaba și Pavel Când au auzit lucrul acesta Și-au rupt hainele Și-au sărit în mijlocul norodului și-au strigat Oamenilor, de ce faceți lucruri acesta? Și noi suntem cum? Oameni, de aceeași fire cu voi Și noi vă aducem o veste bună Ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte La Dumnezeul cel viu Care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în... Ce a zis Pavel? A fost Pavel de acord? A fost Barnaba de acord cu închinarea aceasta? Ce a spus el? Cui trebuie să te închini? Dumnezeului Creator. Deci nu ne putem închina la îngeri, nu ne putem închina la sfinți, Petru, Pavel, etc. Întrebare. Dar la Fecioara Maria ne putem închina? Răspunsul ar trebui să fie ca din Biblie. Nu. Știți de ce? Pentru că Fecioara Maria a fost și acum creată. A fost om. O să ziceți, da, dar fecioara Maria a avut un rol deosebit în planul de mântuire. Este adevărat că a fost o femeie deosebită. Dar vreau să vă citesc din Biblie că, la un moment dat, oamenii au vrut să o ridice pe fecioara Maria înaintea Domnului Hristos și înaintea oamenilor, deasupra la toți și el alții. Și când Isus a auzit, i-a coborât imediat cu picioarele jos pe pământ. Luca, capitolul 11. Luca, 11. Eu vrem să citim împreună de la versetul Luca, 11, ia uitați ce spune Biblia. Am fost o femeie deosebită și avem tot respectul pentru Fecioara Maria. Dar rolul ei s-a încheiat. Și apropo, toată viața ei, chiar până la cruce, n-a înțeles lucrarea pe care Hristos a venit să o facă. N-a înțeles. Dacă ar fi înțeles, n-ar fi plâns în hohote când era în fața crucii. Nu l-ar fi certat pe Domnul Iisus Hristos de ce, a fost, de ce era în templu. Ea n-a înțeles. N-a înțeles lucrarea aceasta. Priviți ce spune Biblia. Luca 11 și citim de la versetul 27. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai subt. Despre cine vorbea aici femeia aceasta? Pe cine înălța? Pe Maria. Ascultați ce spune Domnul Iisus. Și el a răspuns, ferice mai degrabă, de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ce fac? Și îl împlinesc. Deci Domnul Iisus nu s-a oprit și a zis, așa este. Ea este deosebită, închinați-vă ei. Iisus a spus, întoarceți-vă înapoi la ce? Întoarceți-vă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, a venit mama ta și frații tăi și Iisus spune, mama mea și frații mei sunt cei care ce fac? Ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl dar frate Andrei, n-a plecat Fecioara Maria după moartea ei să fie la mijloc între noi și Dumnezeu cu Domnul Isus. Ca așa susțin unei oameni. Noi ne rugăm direct la Fecioara Maria, Fecioara Maria ia rugăciunile noastre, le dă mai departe Domnului Isus, Domnul Isus le dă mai departe Tatălui. Dar unde scrie lucrul acesta în Biblie? nu îl scrie, frații mei. Fiți atenți ce scrie Biblia. 1 Timotei, capitolul 2. 1 Timotei, capitolul 2. Costumul satanei. Și știți câți oameni sunt înșelați prin aceste lucruri? Cunoașteți oameni care se închină la sfinți, frații mei. Cunoașteți oameni care se închină la îngeri. Cunoașteți oameni care se pleacă înaintea statuilor, fie că e Maria, Petru, Pavel, etc. Se întâmplă lucrul acesta? Cine e în spatele în acestei închinări? Diavolul, frații mei. Priviți ce spune Biblia. Unde am zis că deschidem? 1 Timotei, capitolul 2 cu versetul 5. 1 Timotei 2 cu versetul 5. Priviți ce spune Biblia aici. Mesajul nostru, costumul Satanei. Eu sper că microfonul ăsta merge cum trebuie. Se aude tot ce zic? Nu vreau să pierdem niciun cuvânt. Ia uita ce spune Biblia aici. 1 Timotei 2 cu versetul 5. Biblia ne spune aici căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor. Câți mijlocitor, Unul singur. Atenție! Între Dumnezeu și oameni. Și acum, ascultați! Omul, Isus, Hristos, iată omul. Iată-l pe Dumnezeu. Cine e la mijloc? Domnul Isus. Nu omul Petru, nu sfântul Petru, nu sfântul Pavel, nu că ne așteaptă Petru la intrare în împărăția celor, nu fecioara Maria, un singur mijlocitor. Și are un singur nume. Omul Isus Hristos. Dar nu putem să fim mântuiți prin numele Sfinților. Nu putem să fim mântuiți prin numele lui Pavel, Ioan Gură de Aur. Nu putem să fim mântuiți prin numele Fecioare Maria. Nu, prietenii mei, este doar un singur nume sub care putem fi mântuiți. Care este numele acesta? Domnul Iisus, fapte capitolul 4. Priviți ce spune Biblia aici. Faptele Apostolilor, capitolul 4, vrem să citim împreună de la versetul 10. Priviți ce spune Biblia aici. Fapte 4 de la versetul 10. Biblia spune așa, să știe toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret pe care l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii care a ajuns să fie pusă în capiul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu este niciun alt, doar un singur nume. Care este numele? Acum întrebare. Știați dumneavoastră cine este îngerul care ar vrea să primească totuși închinarea din partea noastră? E doar un singur înger. Împreună cu îngerii lui. Știi cine este? E bine, poate nu mă credeți pe mine pe cuvânt. Că noi nu trebuie să ne închinăm la oameni, la îngeri, la sfinți, dar măcar l-ați crede pe Domnul Isus, Dacă El va spune personal că numai Dumnezeu merită închinare, l-ați crede pe El? Mergem în Matei la capitolul 4. Știați că la un moment dat Domnul Isus a fost ispitit și s-a cerut să dea închinare unui înger. Matei capitolul 4. Dar Isus știa bine Biblia. El a înțeles cine este îngerul acesta care vrea închinare. Matei, capitolul 4, și aș vrea să citesc de aici, de la versetul 8. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns Isus. Versetul 10, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să îi. Ce înseamnă numai? Numai lui. Doar lui. Domnul Hristos a spus: Singurul care merită închinarea este cine? Dumnezeu. Acum, știați dumneavoastră că Biblia ne spune clar că în spatele idolilor se ascund dracii. Aduceți-vă aminte ce v-am spus de baschet, Vrei să intri mingea în coș? Dai în pătrat și intrat în coș. Și sunt oameni sinceri. Mi-aduc aminte, a fost în Franța, eram la catedrala aceasta, cum se numește catedrala aceasta în Paris? Notre-Dame. Și vreau să vă spun, frate, m-am intrat înăuntru și mă uitam la cum era construită și am zis, Doamne, la arhitectura aceea te lasă cu gura căscată. Și când am intrat, erau acolo locuri unde erau oameni în, în, în niște, cum să zic eu, în niște, în niște boxe, în niște cămăruțe mici Unde oamenii intrau ca să-și mărturisească păcatele lor ca oamenii înaintea altor oameni Și erau oameni care stăteau pe genunchi Și vreau să spun, sunt oameni sinceri Oameni care stăteau pe genunchi în fața unor statui Și se rugau Biblia ne spune că cel care este în spatele acestor lucruri este cel rău Dumnezeu iubește pe oamenii aceia cum a iubit pe mine. Mergeam la biserică și întâi îmi spunea trebuie să pupe aici. Și mă duceam și când am văzut câte femei în vârstă pupau, m-am trebuie să pupi. Nu mă uitam, e șters, nu e șters. Și pupam și mă plecam și stăteam. Și o făceam cu toată sinceritatea. Dar Dumnezeu mi-a deschis ochii, știți când? Când am înțeles că nu trebuie să las pe nimeni să citească cuvântul Dumnezeu pentru mine. Ci trebuie să-l citesc eu. Eu trebuie să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu și dacă oamenii ar citi Biblia, li s-ar deschide ochii. Oamenii ar înțelege astăzi de ce nu ar trebui să avem Catedrala Mântuirii Neamului, un edificiu pompos unde s-au cheltuit în bani, în timp ce poporul român nu are spitale. Nu la întâmplare oamenii spun că e Catedrala Jefuirii Neamului. Dacă oamenii ar deschide Biblia, li s-ar deschide ochii. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este îndepărtat din mâna oamenilor. Predicatorii, învățătorii sunt puși mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu. Și când facem lucrul acesta, nu facem nimic altceva decât să copiem modelul lui Lucifer. Lucifer a zis, Doamne, eu vreau poziția ta, nu-mi pasă de cuvântul tău, eu vreau cuvântul meu în locul cuvântului tău. Biblia ne spune că în spatele închinării la idoli se ascunde închinarea la dragi. Mergem în Apocalipsa, capitolul 9. Costumul Satanei. Dacă este cineva în această seară care aude acest mesaj. E poate este tulburat în inima lui, poate este provocat. Este numai pentru că iubim pe toți acești oameni. Amin? Îi iubim din toată inima și dorim ca cuvântul lui Dumnezeu să fie deschis și înaintea ochilor lor. Priviți ce spune Biblia în Apocalipsa 9 cu versetul 20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Ca să nu se închine cui? Dracilor! și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot să vadă, nici să audă, nici să umble. Închinarea la idol pusă împreună cu închinarea la draci. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 10, 19, versetul 20, spune Nu știți că cei ce aduc jerfe idolilor, aduc de fapt jerfe dracilor. Și eu nu vreau să fi spărtat și la masa lui Dumnezeu și la masa cui? Dracilor! Dar oamenii aceia, mulți dintre ei, nu știau. Prietenii mei, lupta care a început în ceruri a fost cu privire la închinare. Cine să primească închinarea? Dumnezeul creator sau creatura? Și lupta aceea care a început în ceruri, știți unde s-a mutat? Jos pe pământ. Biblia ne spune în Apocalips 12 cu 12. Spune, bucurați-vă voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogurât la voi, fiindcă știe că mai are ce? Puțină vreme. Am afiți foarte atenți ce spun acum, pentru că ne apropiem de încheierea acestui mesaj în această seară. E un mesaj greu, dar foarte important. Mâine vă rog să nu lipsiți. De mâine seară vom începe să identificăm puterile lumii care conduc națiunile acestui pământ. Nu e Rusia. Și nu e nici Statele Unite Americii. Puterea care conduce toate națiunile pământului. Ci e o putere care vrea să primească închinarea care aparține cu ei. Lui Dumnezeu. Și mâine am să vă arăt clar din Biblie. Exact cum am învățat în seara aceasta. Dacă dumneavoastră credeți că vinovat de problemele din România este Dragnea, ați greșit. Dacă dumneavoastră credeți că vinovat de problemele din România este X și Y, ați greșit. Toate cablurile merg într-un loc. Și e un proverb care zice: toate drumurile merg la. Uh -huh. nu la întâmplare. Și veți vedea de ce. Pentru că marile puteri ale lumii au ajuns să se plece în fața acestei puteri. O putere care declară că este loc țitorului Dumnezeu aici, pe Pământ. E de curând, dacă ați fost atenți la știri ați văzut cum lumea musulmană se pleacă în fața bisericii romano-catolice. Religiile lumii se unesc și se vor uni curând într-o singură religie mondială universală, unită împotriva cuvântului Dumnezeu. Prietenii mei, lupta aceasta din cer s-a mutat jos pe pământ. Însă acum ascultați-mi. Știți că sunt unii oameni care susțin așa. Noi ne închinăm Domnului Isus și ne închinăm lui Dumnezeu pentru că El a murit la cruce pentru noi. Acum am o întrebare pentru noastră. Exista închinare sus în ceruri și înainte de căderea omului în păcat? Ba chiar înainte de căderea lui Lucifer în păcat? Da sau nu? Da. da. Și care era motivul pentru care tot universul se închina lui Dumnezeu în ceruri? Ce recunoștea tot universul? Că Dumnezeu este cum? Creator. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Când marea luptă se va sfârși, când păcatul va fi distrus, când firea pământească va fi distrusă, când Dumnezeu va face cerul nou și un pământ nou, când nu va fi nevoie de mijlocitor, nu va mai fi nevoie de mântuitor, care va fi motivul pentru care noi ne vom închina toată veșnicia lui Dumnezeu? Creatorul. Pentru că El este în primul rând ce? Creatorul E adevărat că El este și ce? Și salvatorul. Însă Biblia ne spune că atunci când Dumnezeu creează, când Dumnezeu creează ceva, nu numai că El a făcut, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, ci orice lucru pe care Dumnezeu îl creează, El îl susține. Evrei 1 cu 3. Coloseni 1, versetul 17 și 18. 2 Petru 3 cu versetul 5 la 7 Biblia ne spune că prin același cuvânt Prin care Dumnezeu a creat pământul Prin același cuvânt lumea noastră este cum? Păstrată Dacă Dumnezeu ar spune cuvântul lui Pleacă lumea asta s-ar prăbuși. Motivul pentru care vom continua să aducem închinare lui Dumnezeu Nu este numai pentru că el este salvator Ci în primul rând Pentru că el este cum? Creator. Priviți care e motivul pentru care tot Universul se închină înaintea lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 4. Ia uitați ce spune Biblia în Apocalipsa, la capitolul 4. Apocalipsa 4. Și vrem să citim de aici, de la versetul, de la versetul 9. Când aceste făpturi vii, aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost toți din cer se pleacă înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, Tu meriți închinare pentru că Tu ești Dumnezeul Creator. Prietenii mei, la sfârșit, bătălia nu va fi între Rusia și Statele Unite ale Americii. Deși vedem ceea ce se întâmplă în lumea politică. Lupta la sfârșit nu va fi între China și America. Apropo, China va fi detonată curând, nu neapărat din afară, dinăuntru. Pentru că cineva și-a pus piese acolo înăuntru, ca la momentul potrivit când va fi apăsat pe buton, totul să fie detonat. Acum ascultați-mă. La sfârșit, ultimul mare conflict va fi doar o continuare a marelui război, care a început unde? Sus în cer. Și la sfârșit, lumea se va împărți din nou în două categorii. Câte categorii am spus? Două. Cei care se închină Dumnezeului Creator și cei care se închină fiarei și icoanei ei. Și știți cine este în spatele acestei fiare prin ricoșeu? Diavolul. De aceea este atât de serios acest subiect cu privire la semnul fiarei. Am zis lui Dumnezeu și încă mă rog, cred că Domnul mă va ajuta într-o bună zi, am zis, Doamne, dacă aș avea un milion de dolari, m-aș duce direct la ProTV. Și aș întreba cât mă costă două ore de emisie, seara de seară, timp de două săptămâni, să spun lumii întregi ceea ce spune Biblia. Pentru că dacă oamenii ar înțelege cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun, lumea s-ar trezi. Nu s-ar înscărpina în cap gândindu-se de ce euro costă cât costă. Lumea ar înțelege că este un semn al sfârșitului. Lumea nu s-ar întreba de ce sunt flăcările acelea care mătură America și Grecia și toate aceste dezastre. Lumea ar înțelege că sunt pașii lui Dumnezeu care se aud spunând. Eu vin curând. Păstrează ce ai. Ca nimeni să nu-ți ia cu spune Biblia. Ia uitați ce spune în Apocalipsa, capitolul 14. Două grupe. Vrem să încheiem acum imediat. Versetul 6 și versetul 7. Biblia spune așa. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și ce? și zvoar la pe. Adică închinați-vă cui? Dumnezeului Creator. O grupă și cea de-a doua grupă. Nu există a treia grupă, nici a patra grupă, nici a cincea grupă. Și vă rog frumos, nu vă gândiți că datorită faptului că avem atâtea religii la nivel mondial, nu vor fi doar două grupe. Vor fi. Lumea se va împărți doar în două categorii. Cei care se închină Dumnezeului Creator. Și cei care se vor închina fiarei și icoanei ei. Priviți ce spune versetul nou. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare. Dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, indiferent cine ar fi fiara aceasta, și nu e un pașaport. Nu e pașaport și nu e niciun computer ascuns. Fiara aceasta este o putere care vrea să ia loc pe pământ. Locul cui? Lui Dumnezeu. Pentru că vrea închinarea care aparține doar Dumnezeului Creator. Și cine este în spatele în acestei fiare? Cui ne închinăm noi de fapt, dacă de bună voie, cu toată lumina, alegem să ne închinăm fiare și coane ei? Știți cui? Diavolului. Priviți ce spune Apocalips 13, versetul 4. 13 cu versetul 4. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei. Cui ne închinăm, de fapt, dacă ne închinăm fiare? Balaurului. Prin ricoșeu, Lovești pătratul și a intrat mingea în coș. Diavolul nu interesează cum. Numai să ne închinăm înaintea lui. Să pierdem din vedere că Dumnezeu este. Creator. Și știți ce va fi scutul nostru în această luptă? Scutul nostru în această luptă. Vreau să vă întreb. Mână sus toți aceia care vreți să rămâneți de partea lui Dumnezeu. Mână sus. Mână sus toți aceia care nu vreți să fiți înșelați de înșelătorile lui Satan. Toți aceia care vreți să vă închinați Dumnezeului Creator. Acum vreau să pun o întrebare. Știți care este scutul nostru? Versetul 12 în Apocalipsa ne dă scutul. Fiți atenți ce spune Biblia. Citesc încă o dată cea de-a treia sulingerească. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare. Dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din paharul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat din paharul mâniei lui. Și spune Biblia și vor fi chinuiți în foc și în pucioasă și nici ziua, nici noaptea nu au o dignă cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Acum, atenție, soluția. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu vreau să primesc semnul fiarei, trebuie să mă găsesc în grupul celor care vor păzi poruncile lui N-ați înțeles. Merge microfonul? Merge. Hai să spun încă o dată. Dacă nu vreau să mă închin fiare și icoanei ei, trebuie să mă găsesc în grupul celor care vor păzi ce? Poruncile lui Dumnezeu. Asta înseamnă că fiara urăște ce? Poruncile. n au urât și diavolul poruncile? Urăște poruncile. Și în mod special porunca care ne spune că închinarea trebuie dată cui? Creator. Dumnezeului Creator. Și care dintre cele 10 este porunca care spune că închinarea trebuie dată Dumnezeului Creator? Porunca a patra. patra. Ultimul verset în această seară se găsește în 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 23. Priviți ce spune Biblia aici. Iar pentru cei care ne urmăresc, se gândesc, dar de ce nu citește celelalte pasaje din fapte, din coloseni, din Roman 14? Ajungem acolo? Ajungem acolo? Dar trebuie să le clădim pas cu pas pentru ca totul să fie clar. Priviți ce spune Biblia aici. Am zis că mergem în 1 Samuel, capitolul 15, și aș vrea să citesc de aici versetul 23. Nu, motivul pentru care nu deschidem acele pasaje nu este pentru că nu știți să le explicăm și pentru că trebuie să clădim, ascultați ce spune Biblia. Vreau să citim de la versetul 22. Dacă sunteți acolo, spunem amin. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jerfele decât ascultarea de glasul lui Dumnezeu? Fiți foarte atenți ce spune pasajul. Ce îi place mai mult lui Dumnezeu? Ascultarea sau jerfele? Ascultarea. Atenție niciodată n-am fi avut nevoie de jertfă. Niciodată n-ar fi fost nevoie de calvar și de moartea lui Hristos dacă legea n-ar fi fost călcată. Se aude, da? Încă o dată. Niciodată n-ar fi fost nevoie de jertfă mielul să fie înjunghiat, Hristos să moară pe cruce dacă omul ar fi ascultat sanctuarul prezenta scopul lui Dumnezeu în rezolvarea problemei păcatului. Acum fiți atenți. Când intrai în sanctuar, era un obiect care se numea altarul pentru jerfă. Și pe altarul acela murea mielul. Mielul era junghiat. Știți pe cine reprezenta mielul? Pe Domnul Hristos. Și mielul era pus pe altarul acela, nu era pus pe pământ, nu era agățat nici din cer, ci între cer și pământ. Mielul era mistuit. Un simbol al crucii. Dar fiți foarte atenți. Dacă legea nu ar fi fost călcată, nu era nevoie de altar. Aveam apoi un alt obiect în sanctuar care se numea Ligianul cu apă. Și preoții care intrau în sanctuar trebuiau să spele picioarele. Un simbol al botezului legământul lui Dumnezeu cu omul în urma convertirii. Ar mai fi fost nevoie de botez în omenire dacă legea lui Dumnezeu n-ar fi fost călcată, da sau nu? Nu! Atenție! Intrăm în încăperea numită Sfânta și pe partea de miază noapte în sanctuar avem masa cu 12 pâini. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui. Am fi avut nevoie de Biblie astăzi dacă legea lui Dumnezeu ar fi fost păstrată. Da sau nu, frații mei? Nu, mergem înainte și găsim altarul tămâierii, de unde se înălța tămâia, simbol a rugăciunile sfinților, simbol al mijlocirii lui Hristos. Ar fi fost nevoie de mijlocire dacă legea lui Dumnezeu ar fi fost ascultată? Nu! Avem sfeșnicul cu șapte brațe. Ar mai fi fost nevoie de biserica lui Dumnezeu care să lumineze întregul pământ, să facă lucrare misionară, dacă legea ar fi fost ascultată? Ar mai fi fost nevoie de evangelizare? Nu. Dar mai există un singur lucru. Ar mai fi fost nevoie de legea lui Dumnezeu, dacă păcatul n-ar fi apărut în univers? Da. Pentru că dacă încerci să înlături legea lui Dumnezeu care era acolo în cutie, mai întâi de toate trebuie să îl dai pe Dumnezeu la o parte. M-ați ce spun? Dacă vrei să umbli la legea lui Dumnezeu și să îndepărtezi legea lui Dumnezeu din cutie, mai întâi trebuie să ajungi în ce trei, doi, între cei doi heruvimi și în mijlocul celor doi heruvimi era prezența lui Dumnezeu. Dacă ai umblat la legea lui Dumnezeu e ca și cum ai susține că Dumnezeu nu mai există. Iar diavolul asta vrea să-i facă pe oameni să creadă. Biblia ne spune că ce ascultarea este mai de preț decât jerfele. Prevenția este mai bună decât tratamentul. Și Dumnezeu spune căci neascultarea este la fel de vinovată ca închinarea la idoli. Frații și surorile mele, mă rog ca în această ocazie de seară noi să luăm o hotărâre în inima noastră. Lumea se va împlini, se va împărți în două părți. Câte părți? Două părți. Și când Domnul Iisus l-a dus pe om în grădina Edenului, la pomul cunoștinței binelui și răului, L-a dus înainte de cădere în păcat sau înainte de cădere în păcat? Sau după căderea în păcat? Înainte de căderea în păcat sau după căderea în păcat? Înainte. Deci dacă se numea pomul cunoștinței binelui și răului, era prezent păcatul în univers înainte de a intra în lume? Era prezent? Era prezent Pentru că se numea binelui și înseamnă că universul deja cunoscuse câte părți? Două părți. Cu privire la ce a fost lupta în ceruri. La cine să primească închinare? Dumnezeul? Sau? Și acum vă întreb. Cunoașteți versetul care spune sabatul a fost făcut pentru om? Da. Și când a fost dat sabatul? Da. Înainte de căderea omului în păcat. Știți de ce a fost dat pentru om? Pentru ca să-l protejeze pe om de marele amăgitor care a înșelat a treia parte din îngerii cerului și să-l protejeze pe om în închinarea adevărată care se cuvine doar Dumnezeului Creator. Orice persoană care susține că sabatul poruncii a patra a fost desfințat la cruce, nu spune nimic altceva că Domnul Hristos a venit să moară ca să-i dea dreptate diavolului cu privire la lupta de sus din cer. Ori de asta a venit Domnul Iisus să moară? Biblia spune că Isus a venit să calce în picioare acuzațiile diavolului. Câți dintre dumneavoastră ar vrea să spuneți în această seară, Doamne, vreau să mă închin Dumnezeului Creator. Câți dintre dumneavoastră ar vrea să spuneți în această ocazie de seară, Doamne, am înțeles că poruncile tale sunt scutul meu în această bătălie finală. Și am înțeles, Doamne, în această seară, că n-ar fi fost nevoie nici de cruce, nici de Domnul Isus, de nimic, dacă legea lui Dumnezeu ar fi fost păstrată. Iar am îndepărta legea lui Dumnezeu e ca și cum ai susține că Dumnezeu nu mai există. Câți dintre dumneavoastră vreau să spuneți, Doamne, vreau să păzești și eu legile tale. Și în mod special, porunca care arată că tu ești Dumnezeul care merită închinare. Este aceasta dorința noastră? Da. Dacă da, vă invit să ne rugăm Domnului la sfârșit. Tatăl nostru care tronezi în ceruri. În această seară inima noastră este grea pentru că cuvântul acesta este un cuvânt viu și lucrător care taie și desparte gândurile și simțurile inimii. O, Doamne Dumnezeule, Tu ai spus că cuvântul Tău este o sabie cu două tăișuri. Și de aceea te rugăm în această seară să îndepărtezi Tu orice gangrenă a celui rău, orice infecție și mânjitura a păcatului. Și te rugăm, Doamne, ca să ne ajut să trăim în ascultare de principiile cerului, să trăim în ascultare, Doamne, de legea Ta cea sfântă. Doamne, în curând, vedem cu ochii noștri cum lumea întreagă se pregătește pentru momentul final al marii lupte dintre bine și rău. Două grupe vor fi dezvoltate. Cei care se închină Dumnezeului Creator și cei care se vor închina fiarei și icoanei ei, diavolului. Doamne, te implor pentru mine, pentru frații mei de aici și pentru cei care ne urmăresc. Ferește-ne Tu să facem lucrul acesta. Ajută-ne să stăm la adevărul Tău chiar cu prețul vieții. Ajută-ne, Doamne, să rămânem la acest scris. Te rugăm ca și în ocaziile următoare să ne descoperi mai mult și mai mult din cuvântul Tău, ca să fim găsiți credincioși când vei veni pe nurii cerului. Lasă pacea Ta peste familiile care sunt prezente. Rămâi cu binecuvântarea Ta peste noi. Iartă-ne de ce am greșit înaintea Ta, că și am rugat în numele Lui Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin.